Cu toate că nu au fost semnalate atitudini neconforme reglementărilor în vigoare în relația șef-subordonat și nici practici discriminatorii în raport cu angajatele Inspectoratului de Poliție al județului Maramureș, din ordinul Ministrului Afacerilor Interne, sub coordonarea conducerii Inspectoratului General al Poliției Române și la IPJ Maramureș, s-au realizat verificări cu privire la respectarea principiilor de etică și deontologie profesională. Au fost purtate discuții cu toate angajatele IPJ Maramureș, indiferent de funcția ocupată și de corpul profesional din care fac parte. În Inspectoratul de Poliție al județului Maramureș sunt angajate 159 de femei, respectiv 29 sunt ofițeri, 105 sunt agenți de poliție și 25 de femei sunt încadrate ca personal civil. Polițiștele care își desfășoară activitatea în cadrul inspectoratului își exercită atribuțiile de serviciu cu cinste și demnitate și prin aceasta sunt demne de respectul colegilor.